În care subiect? Puneți-ne și nouă, măcar atât în dimineața asta. Un subiect în care știați mai multe decât în cazul antrenorului național, în cazul la tot. Dar ce? Care? Ce ne puteți spune ce știți în cazul antrenorului național? Cu asta vorbeam acum cu Mihai Mironică. Până pe data de 20-22, dar s-ar putea ei să mai amâne o zi, două, să anunță antrenorul echipei naționale. Ok, da. Și știi și cine va fi? Știu 100%, nu pot să spun. Cel care mi-a spus, îl curăță ăștia dacă... Nu sunt decât vreo 4 care știu. Da, nu vă întreb, nu vă trag de limbă, că n-am experiență să vă trag de limbă. Vreau să vă întreb însă dacă e mai tânăr sau mai bătrân. E așa și așa. Acum înțelegeți că și voi. Da. Nu pot mai mult. E așa și așa. Așa și așa. Dar e bun un antrenor cu performanțe? E un antrenor bun. Aveți încredere în el? Băi, eu am încredere în el. Știe meserie, adică asta vreau să vă întreb. Știe meserie, știe. Mai învață. A, mai învață, interesant. Știe, adică... și mai învață, e normal. A, ok, gata. Asta a fost o capcană ca să ne duce și pe pista cealaltă. Adică nu doar Dan Petrescu, ci și Mutu. Să ne plimbați de acolo. Aveți o abilitate fantastică să ne plimbați. Vezi că iar pierd sonorul vostru. S-a pierdut? Acum? Acum aud perfect. Nu știu ce faceți voi pe acolo. Nu știu, umblă băieții ăștia în butoane pe aici, nu știu, în dimineața asta. E spiritul Crăciunului și probabil că... Așa e. Bun, deci în regulă cu selecționerul. Spuneți că e deja discutat, și așteaptă data asta pentru ce o mai așteaptă? Ca să treacă campionatul? Dom'le, ei... s-au programat să anunțe pe data de 20. Aha. Așa au căzut la înțelegere. Pe 20 decembrie. Da. Simțiți că avem un viitor cu el, cu un selecționerul ăsta care o fi? Să nu se supere pe mine că n-avem niciun viitor deocamdată. De ce, domnul Dragomir, n-avem niciun viitor? Pentru că jucătorii crescuți de Hagi trebuie să se mai coace un pic. Da. Iar restul nu avem valoare la echipa națională deloc, pentru că nu s-a lucrat nimic în ultimii 7-8 ani.